Eu mă uitam la propunerile acestea făcute de DSP și nu văd printre propuneri să se discute și măsuri suplimentare pentru acele cluburi, pub-uri, da, care se deschid. Am văzut imagini în weekend Da. cu patronii care deschid cluburile, da? Și cu acele imagini nu postați pe Facebook, pe rețelele sociale să nu se afle. De ce nu se fac controle mai stricte? De ce? Una e să dai o amendă, da, de 10.000 de lei unui astfel de patron. O amendă pe care o plătește după ce a vândut o șampanie, să zic, da? Da. Și alta e să închizi Doamna grădinițe, Angeluș, școli și after school. acele cluburi Sunt. și acele locații care își permit să facă astfel de lucruri, o fac pentru că au sprijinul lor. Vezi, au creat aceste două categorii. Fraierii care respectă tot, și mască, și distanțare, și țin închise localuri, și altă categorie de privilegiați, de șmecheri, care se vaccinează ei separat pentru ei, sunt protejați și poate să-și facă în liniște toate petrecerile în partea noastră. Îmi spuneți mie că nu se știe ce se întâmplă în acele cluburi, dar de obicei se vine când se vine și când se sesizează cineva, undeva pe la 11 fără 10, cu 10 minute înainte de închiderea localului, întrucât era ora 11, ora la care trebuie să închidă. Probabil dă o amendă. Pe asta zic eu, Da. amendă de 10.000 de Păi, lei. da. După ce ai ținut o petrecere cu 300 de oameni și ai încasat De 800 de mii de lei. 10.000 de lei poate le încasezi la o Le masă, încasezi la la un o masă. client, să Exact. spun, Adică dacă sunt este. cluburi cum sunt E astea, cluburi de exact, fițe. exact asta fac. Chiar credeți că n-ar fi putut să țină sub control și acest lucru dacă ar fi vrut? Dar nu. Nu Unii se vrea, spuneți. nu se vrea. Unii sunt privilegiați și alții sunt fraieri. Deci Asta. legea nu e Păi pentru cum să toată lumea fie? până la Păi urmă? cum să fie, doamna Angheluș? Păi Ce să încă o dată, înțeleagă oamenii păi care ne asta se privesc înțeleagă. că. Asta înțeleg oamenii și văd. Iar pe mine mă scoate de însărite primul ministru când îl aud că dumnezeu e dezamăgit că oamenii nu respectă. Nu serios. Nu respectă oamenii. Da. Despre ce vorbeam noi înainte? Iarăși oamenii sunt de vină. Oamenii sunt de vină că nu respectă. Nu. Sunteți voi de vină că sunteți incapabili să gestionați această situație și acolo unde sunt probleme, închideți ochii. Oamenii aia țin deschise și fac acele petreceri cu știința autorităților. N-am nicio îndoială. Ca să nu mai creadă ei așa că prostesc pe oamenii în halul ăsta.